Salut, sunt Robert și în filmul ăsta vreau să vorbesc despre ceea ce am spus în titlu acolo și da, e real ce am spus în titlu acolo, Diana că nu a fost exclusă din Partidul Aur. Asta e realitatea, adică s-a făcut o confuzie și e bine ca lumea să știe treaba asta și să înțeleagă de unde vine confuzia asta și o să vă mai explic și alte chestii legate de excluderea asta. Diana Șoșoacă nu a fost exclusă din Aur pentru că ea n-a fost făcut niciodată parte din Partidul Aur. Ea nu a fost membra a Partidului Aur și nu este membra a Partidului Aur, ea este membra a Partidului Neamul Românesc. Asta e declarația pe care a făcut-o Ninel Pea, pe care este șeful, președintele Partidului Neamul Românesc. Ea a candidat pe listele Partidului Aur în baza unei convenții pe care au avut-o cele două partide, Aur și Neamul Românesc este în continuare membră și a fost totdeauna membră a Partidului Neamul Românesc. Ea a fost exclusă din grupul parlamentar al Partidului Aur. Da? Deci cu totul sunt două chestii diferite. N-avea cum să fie exclusă din Partidul Aur, pentru că n-a făcut parte niciodată din Partidul Aur, ci a fost exclusă doar din grupul parlamentar al grupului Aur. Iar rămânând în continuare cu calitatea de senator, că senatoare cred că ea, și pierzând în schimb funcțiile pe care le-a dobândit. Fiind în continuare membru a Partidului Neamul Românesc. Dar asta e confuzia care s-a făcut și asta trebuie să știe lumea, pentru că de fapt Aur, Diana Șoșoacă a avut legătură cu Aur doar prin protocolul și prin convenția pe care Partidul Neamul Românesc a semnat-o cu Aur pentru a merge împreună la alegerile parlamentare și a și după aceea, pentru că convenția din ce, țin, din ce știu eu a fost valabilă până pe la începutul ianuarie 2021. De atunci se tot dorește să se prelungească, numai, să se prelungească numai că ăștia de la aur nu prea vor să facă chestia asta. Da. Acum, tipul asta era una foarte vocală și foarte atrăgătoare de taliban, să zic așa, că nu poți să deci nu poți să găsesc alt cuvânt mai bun decât asta. Dacă o să vă uitați și aici la mine pe canal, la video, la video anterior pe care l-am făcut despre AU și cine este în spatele lui Au, și vă explicam acolo de, de și de cei care fac parte din Partidul Neamul Românesc și care au înființat Partidul Neamul Românesc, care e un partid de generali. Și cred că partidul ăsta, prin legăturile pe care le are cu Sua, de fapt, este cel care a, a decis cumva soarta uh, auri prin rețele sociale. V-am explicat acolo în, în filmulețul celălalt și puteți să-l vedeți. Da. Uh, deci, tipul ăsta era foarte vocală și era atrăgătoare de talibani. Uh, la fel cum era Vadim Tudor, cei care l a prins pe Vadim Tudor și care știți. Unul era foarte vocal și trecea dintr-o stare în alta, adică oamenii care îl cunosc și care o cunosc și pe Diana Șoșoacă zic că oamenii ăștia doi se seamănă foarte mult pentru că atunci când sunt în fața camerelor și în fața microfonelor se schimbă radical, adică încep să joace rolul, pentru că de fapt e un rol acolo și asta făcea și Diana Șoșoacă. Iar în viața de zi cu zi, ne fiind chiar așa expansivă și chiar așa vocală cum e în mod normal, și cum o, vezi, cum o vezi la televizor și pe Facebook, și că în momentul în care ajunge în fața unei camere și a unui microfon, se, se schimbă complet. Adică devine alt om și începe să joace rolul. Partea delicată, din punctul meu de vedere, pentru aur este că ea va pleca cu o parte din simpatizanții și din votanții aur. Și sunt convins că va continua șarada asta pe care o face. Șarada între ghilimele că e bună în anumite situații adică are niște chestii bune și e bine să le luăm pe cele bune de cele mai multe ori și câteodată să le ignorăm pe ale rele dacă nu dacă nu ne afectează adică show-ul televizat și toate cele că până la urmă chestiile astea nu te afectează dacă dacă știi să le vezi și știi să le interpretezi. Și, așa cum vă spuneam, o să plece cu o parte din simpatizanții și votanții aur acolo unde se va duce, probabil la Neamul Românesc, acolo unde de fapt a fost. Numai că acum probabil că își va construi numele bazat pe Neamul Românesc și pe partidul ăsta din care, în care face parte, partid care nu e foarte cunoscut, dar care are destul de multă legătură în afară și prin generalia care sunt pe acolo general de armată care au trecut în rezervă și care și-au făcut partidul ăsta și care au niște prieteni strânse cu niște oameni de până afară. Se cunoaște asta. Cam asta vreau să vă spun în filmulețul ăsta. Dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunțe YouTube cum mai pun filmulețe pe aici și vă aștept și la celelalte filmulețe. Așa aștept și părerea în comentarii că e posibil să fie foarte interesantă și să ai ceva de spus.